A fost cel mai faimos, dar și cel mai controversat om de afaceri din perioada interbelică. A fost un vizionar și un abil mânuitor de bani. A construit un imperiu. A știut să investească în ce trebuie și să ungă pe cine trebuie. Malaxa s-a născut în 1884, la Huși. Tatăl lui, Costache, era un negustor bogat. Mama provenea dintr-o familie de boieri mărunți. După tată, Malaxa era aromân, sau pinden, cum se numesc locuitorii munților Pindului. Numele Malaxa provine din latină, unde înseamnă amestecare. În aromână, Malaxa înseamnă olar, o dovadă că tradiția de meșteșugar venea de departe în familie. După ce a făcut liceul la Iași, pleacă în Germania, unde ia cursuri de inginerie la Universitatea Politehnică din Karlsruhe. După reîntoarcerea în țară, ca orice om școlit bine în afară, se apucă de afaceri. Una dintre primele este fabrica de ulei vegetal Mândra Bârlad, deschisă în 1912. Malaxa, fiind un manager care dorea o dezvoltare durabilă, asigura calificarea personalului angajat. Ucenicii de la atelierele sale beneficiau de cazare în regim de internat și de masă asigurată la cantina întreprinderii. Tinerii aveau obligatoriu școala primară absolvită și urmau, în paralel, ucenicia, pe spatele patronului, cursurile la gimnaziul tehnic Bârlad. Tot patronul asigura asistența medicală, povestește Marian Rotaru în Noblețea unei fabrici, Povestea Mândrei, 100 de ani de experiență. Tot la Bârlad, el înființează un atelier de prelucrări mecanice prin așchiere, o turnătorie și un atelier de reparații auto. La nici 40 de ani, Malaxa era deja un om de afaceri versat. În 1921 înființează pe un teren virant de la periferia Bucureștiului un atelier de fabricare de material rulant care producea locomotive și vagoane de cale ferată. După 2 ani construiește altă fabrică de acest tip în titan, echipată cu utilaje germane, care devine cea mai modernă din Europa. În 1927, uzinele Malaxa, care după naționalizare au fost redenumite 23 august și mai târziu Faur, fabricau prima locomotivă cu abur făcută în România. E drept că ascensiunea magnatului Malaxa a fost ajutată și de autorități și mai ales de legea din 1927 care își propunea să încurajeze dezvoltarea industriei naționale. În mijlocul celei mai teribile crize economice care a zguduit omenirea, Malaxa prosperă. Tot ce ieșea din mâna și din capul industriașului era la superlativ. Fabrica de țevi fără sudură din oțel Malaxa Tub, viitoarea uzină Republica, era din nou cea mai modernă din Europa. În anul 1936, uzinele Malaxa produc prima locomotivă diesel românească, cea mai puternică din Europa. Omul de afaceri a făcut din CFR una dintre cele mai moderne instituții de transport europene. La finalul anilor 30, căile ferate române nu mai achiziționau nicio locomotivă străină și se aprovizionau numai de la Malaxa. Dar pentru că niciun om de afaceri nu face avere în gol și are nevoie de infrastructură, de legi și, evident, de politicieni, Malaxa a știut tot timpul să-i curteze și uneori chiar să-i cumpere pe puternicii zilei. Devenise chiar prieten apropiat al regelui Carol al II-lea. La rândul lor, politicienii l-au ajutat cu credite de stat și cu achiziții. Afacerile cu autoritățile ale lui Malaxa erau deja legendare. Înainte de primul război mondial, livra 98% din producție la stat. Profitul se ridica uneori și la 1000%. Să nu credeți că Malaxa păstra totul pentru el. O bună parte din acest profit mergea înapoi la politicieni sub formă de donații și de acțiuni. E ceea ce istoricii au numit un fond de rulment al corupției. În mai 1941, lui Malaxa i-au fost sechestrate uzinele, fiind acuzat de colaboraționism cu legionarii. Dar războiul și vicisitudinile politicii românești nu l-au descurajat. Așa că în 1945, la uzinele Reșița, construiește primul automobil românesc. După schimbarea regimului, abilul Malaxa a știut să intre în grațiile comuniștilor folosindu-se de statutul de persecutat al regimului Antonescu și a reușit să transfere câteva sute de milioane de dolari în bănci americane. În anul 1946, fiica sa, Irina Malaxa, se căsătorește cu savantul Emil Palade, laureat al premiului Nobel. În 1948, naționalizarea îi confiscă toată averea, iar omul de afaceri emigrează în Statele Unite. Regimul comunist îl condamnă la moarte pentru crime de război în contumacie și nici în Statele Unite ale Americii nu are un statut foarte bun, e cât pe ce să fie expulzat după ce CIA îi descoperă trecutul politic tenebros, inclusiv donațiile financiare către Garda de Fier.
se stinge în 1965, la New Jersey. După moartea sa, roata istoriei se mai întoarce încă o dată. În septembrie 2006, statul îi despăgubește pe urmași cu titluri în valoare de 1080 miliarde de lei, transformate în acțiuni la fondul proprietatea. Malaxa, baronul cu stil și flair al altor vremuri, a construit un imperiu financiar cum n-a mai fost altul pe aici. Am fost Virgil și ne revedem la următorul episod.